Bună seara, România! Eu zic, hai noroc! Voi ce ziceți? Îmi răspundeți sau nu? Vom vedea ce se va întâmpla în această seară la emisiunea Hai noroc! De aceea vă invit și pe dumneavoastră să vă înscrieți acum la casting. Dați-mi un mesaj pe Instagram la florentin_youtube sau dați-mi un mail la florentin.oficial.youtube@gmail.com. Aveți toate detaliile în descriere și puteți câștiga un super pachet în FIFA Mobile, iar pe 1 iunie un voucher în valoare de 20 de euro. Deci dacă vreți și dumneavoastră să vă înscrieți la emisiunea Hai Noroc, ce mai stați? Faceți-o! Hai să înceapă show-ul de astăzi pe care vi l-am pregătit și zic, hai noroc! Așadar, am intrat în legătură directă cu al doilea concurent de la emisiunea Hai Noroc. Mati este alături de noi astăzi și va încerca să cucerească marele premiu de la Deal or No. Vom vedea ce va reuși și pe această cale îl salutăm și spunem bun venit la emisiune. Salut, Mati! Salut, salut și ție! Bun venit la Hai Noroc, sau cum îmi place mie să-i spun, Lucky Show, ca să ne anglofonim. Ce planuri ai să faci în această seară, la această emisiune? Păi, ce să zic, să câștig concursul ăsta, să-mi iasă după combinațiile pe FIFA. Super! FIFA, un joc interactiv, un joc în domeniul gamingului. Sper că am spus-o bine. Dacă nu jucați FIFA, căutați-l. Magazine Play ori App Store. Dacă m-ar fi plătit cei de la EA Sports, le spuneam și mai frumos chestiile astea, dar n-au făcut-o. Ei bine, EA, atenție mare la ce spun acum. După emisiune să mă contactați. Dacă vreți să jucați FIFA, descărcați aplicația și jucați, pentru că aveți content despre FIFA pe acest canal, nu doar emisiuni. Bun, revenind la emisiunea noastră Hai Noroc, vom intra și calculatorul nostru ne va genera traseul pe care îl vom adopta astăzi și ne trimite în Japonia. Incredibil! Japonia ne pică, cum spune actorul din Last Fierbinți Dorel, Japonia! Cum ți se pare, Mati? Ne-a trimis calculatorul în Japonia, la Tokyo. Sunt bogați oare japonezii? Ce părere ai? Păi cu orașul Tokyo eu zic că au bani mulți. Un oraș luminat seara, din câte am văzut prin poze. Da, un oraș frumos, un oraș care ne poate oferi, atenție mare, un premiu în valoare de 600 de milioane. Wow, leu. Ăsta e premiul cel mare. Da, un premiu incredibil. Dar totodată intrarea la acest turneu este de 47 de milioane. Dar pentru că tu ești un concurent special, avem pregătită pentru tine astăzi o intrare gratuită la Tokyo, deci nu te va costa absolut nimic, fiind concurentul nostru special, și totodată vei avea parte și de un bonus cu care poți să încerci încă o dată să găsești sumele mici. O să-ți explic imediat regulile emisiunii, pentru că asta trebuia să fac prima dată. Însă haide să intrăm la Tokyo și să ne încercăm norocul. Să cucerim marele premiu de 600 de milioane de dolari chiar, nu de lei. Bun. Am intrat la Tokyo și prima dată trebuie să știi regula principală a emisiunii. Avem 26 de numere. Ok? Da. Tu trebuie să-ți alegi un număr de la 1 la 26. Numărul tău norocos. Care crezi că este? Of, 9. Numărul 9? Deci ai ales numărul 9 și numărul 9 este destinat unei cutii. În acea cutie se află o sumă de la 1 până la 600 de mii. Da. Deci în acea cutie se află o astfel de sumă. Nu știm exact ce sumă este, dar putem afla la final de tot, după ce o să deschidem mai multe cutii. Ei bine,
Sunt mai multe runde de joc în această emisiune Hai Noroc. În prima rundă, tu trebuie să deschizi 7 cutii, adică să alegi 7 numere, în afară de numărul 9 care este al tău. După ce alegi aceste numere, ne va suna banca și ne va face o ofertă. Tu poți accepta acea ofertă sau să o refuzi și să mergem mai departe. Dacă refuzi oferta și norocul tău crește, bineînțeles, vom deschide în continuare probabil 5 sau 6 cutii, nu mai știu exact câte cutii sunt în runda a doua, dar vom vedea, bineînțeles, că nimeni până acum nu s-a oprit după prima rundă. Noi țintim în această emisiune să descoperim sumele mici de pe partea stângă și să rămânem cu sumele de pe partea dreaptă, care sunt sume foarte mari. Dacă vom rămâne cu sume mai mari, vom primi oferte mari din partea băncii și ne vom păstra șansele spre premiul cel mare în valoare de 600 de milioane. Wow! Super! Acestea ar fi regulile emisiunii cam pe scurt. Dacă mai am omis vreun detaliu, o să aflăm pe parcurs. Și încă ceva, tu ai o cheie magică astăzi. Ai primit o cheie. Ce înseamnă asta? Dacă, de exemplu, alegi un număr, să zicem 5, și la numărul 5 se află suma de 600 de milioane, automat acea sumă dispare de pe panou și vom primi oferte mici din partea băncii, pentru că nu va mai fi acea sumă care este cea mai mare de pe panou, dacă ai înțeles. Dar noi, prin această cheie, putem să anulăm acea cutie. De exemplu, ai deschis numărul 5, dar ai văzut că la numărul 5 sunt 600 de milioane. Ai opțiunea de a anula și să alegi o altă cutie și cele 600 de milioane rămân pe panou și deschizi încă o dată o altă cutie. Cum ți se pare? Interesant. Începem? Hai să-i dăm drumul. Bun. Deci, după cum spuneam, în prima rundă trebuie să deschizi 7 cutii. Haideți să începem cu prima cutie. Zi-mi un număr de la 1 la 26 cu care vrei să începem. 3. Numărul 3. Haideți să vedem ce se află în spatele cutiei cu numărul 3. Un început excelent, pentru că suma a fost roșie, sumă de pe partea stângă, 150.000 de dolari. Îți dai seama, dacă am fi avut bani ăștia, ai fi zis, băi, ești nebun, cum să eliminăm 150.000 de dolari? Dar e ficțiune această aplicație. Dacă ar fi fost realitate, eu n-aș mai fi fost aici. Aș fi luat 600 de milioane de dolari și aș fi plecat departe. Ok, deci 150.000 de dolari eliminați de pe panou și au mai rămas de deschis 6 cutii. Numărul următor care este? Între 1 și 26 în continuare, nu? Da, doar din acest interval poți alege. Bine, 17. 17, interesant. Nu ai nicio strategie pentru acest joc, nu? Nu. Numerele sunt așa întâmplătoare? Da. Deci la numărul 17 se află 250 de milioane. Nu uita, premiul cel mare e 600 de milioane, aici sunt 250 de milioane. Avem opțiunea să renunțăm la această cutie, adică să se elimine de pe panou 250 de milioane sau să o lăsăm în continuare, suma asta de 250 de milioane, și să selectăm o altă cutie. Ce facem? O aruncăm? Că dacă o aruncăm, se elimină de pe panou, dar totuși rămân 300, 400, 500, 600 de milioane. Putem avea opțiunea să păstrăm mai multe milioane când mai nimerim din greșeală peste o sumă mare. O păstrăm, adică aruncăm suma de 250 de milioane? Da. Deci o aruncăm? Da, da, da. Deci ne păstrăm cheița pentru mai departe? Da. Ok, deci nu ne folosim cheița, s-au eliminat de pe panou 250 de milioane. Ei ci că le-au pus pe la jumătate, dar asta e partea a doua. Ok, haideți să mergem în continuare cu cea de-a treia cutie din prima rundă. Numărul 20. Să sperăm că a fost o alegere inspirată. La numărul 20 se află suma de... Wow! 200 de milioane și aici.
și nu ne-au mai oferit acea oportunitate de a înlocui suma. Nu este nicio problemă, mergem înainte. Două sume galbene, o sumă roșie până acum descoperită de către tine. Mai avem patru cutii de deschis în această rundă. Ce cutii alegem în continuare? Zece. 10, îl eliminăm pe Messi. Messi are în spate 17.500 de dolari. Cam ieftin Messi astăzi. Da, ca o glumă. Bun, o alegere inspirată. 2-2 la sume mici versus sume mari. Continuăm. Următorul număr ales de tine este? 15. 15 fix sub 10 se afla și are o sumă galbenă, dar nu este problemă pentru că era o sumă destul de mică, parcă 17 milioane sau ceva de genul. Le lăsăm, le aruncăm și mergem mai departe. Încă două cutii în această rundă. Of, mai aleg 23. Wow, 23. Are vreo importanță numărul ăsta? Nu. Nicio importanță. Haide să vedem ce se află în spatele numărului 23. Bun, 100.000. 100.000 de dolari. Sumă roșie. 3-3 în acest moment. Ești cam pus astăzi pe egalități. Da, haide să vedem ce mai deschidem. Ultima cutie, nu? Ultima cutie din această rundă. Aleg numărul 4. Numărul 4. Imediat o să-l alegem, dar trebuie să spun următoarea chestie. Vom avea timp de 10 secunde să ne gândim după ce ne oferă banca, ce ne va oferi în continuare, dacă acceptăm sau nu. Deci 10 secunde ai doar. Eu o să spun foarte repede suma pe care ne oferă banca și îmi spui dacă dăm noroc sau nu dăm noroc. Da? Ok. Ok. Okay. Deci numărul 4 ai zis, numărul 4, da. 100 de milioane, nu este nicio problemă, banca vine cu o ofertă, 16 milioane, nu uita, noi avem 600 de milioane maximul, 16 milioane, 244.832, încă 5 secunde de decizie. Da, nu vreau să accept oferta băncii. Nu acceptăm oferta băncii și mergem mai departe în runda a doua, unde vom deschide 6 cutii. Wow. Ok. Haideți să vedem. Suspansul continuă. E 4-3 pentru sumele mari. Pot să aleg numărul, nu? Da, da, da. 21. 21. Triplă deșeptare. Oare e o sumă mare aici? Nu, e o sumă mică. 275 de mii de dolari era suma cea mai mare dintre sumele mici. Deci e bine. 4-4. Suntem pe drumul cel bun. Hai să batem banca astăzi. Ok. Numărul 17 l-am zis, da, l-am zis 16. Numărul 16... Excelent! 50.000, nu? 5.000. 15.000, am înțeles. M-au înșelat puțin. 15.000, e bine. 15.000, o sumă super mică. Suntem pe drumul foarte bun în acest moment. Mai avem 4 cutii de deschis în această rundă a doua. Numărul 8. Numărul 8, sper să fie o sumă mică și e o sumă mică, 5.000. E bine, e foarte bine. Încă 3 cutii. 24 ne aduce o sumă mare. 175 de milioane, nu e problemă. Încă m-au mai rămas pe panou bani mulți. Câte încercări mai am? Una? Mai ai încă două. Sume mici. Să nimerești. Numărul 5 l-am ales. Nu. Îl alegem acum? Da.
Numărul 5. Bun, 500 de mii. E bine. Cea mai mică sumă dintre sumele mari. În acest moment, pe panou mai sunt prezente 7 sume mici și 7 sume mari. E egalitate. Da. Wow. Suspans. Pot alege și 1 sau 26? Da, normal. Ok. Păi atunci hai să vedem ce e la 26. 26. Aici de obicei sunt sume mari. Da, hai să nu cobim acum. Să fie o sumă mică. 26. Excelent, excelent. Sumă mică, avem banca. Atenție, ne oferă 38 de milioane. Noroc sau nu? Nu. Nu dăm noroc, 38 de milioane refuzăm și mergem mai departe în runda a treia, unde vom deschide 4 cutii. Ok, 4 cutii? Da, 4 cutii aici. Cam ce sumă ți-ai propus să câștigi? Să zicem prin absurd că nu vei putea câștiga marele premiu de 600-500 de milioane, cât este marele premiu. Parcă era 600, dar văd că aici mi-apare 500 de milioane. Pe aplicație acum. Nu mai contează. Era 600. Da, acum e 500. Ne-au mai scăzut 100. Ne-au furat 100 de milioane, cât a valorat Holland. Sau... Da. În fine. Deci, ce sumă ți-ai propus? Da. Deci, premiul cel mare în momentul ăsta e 500 de milioane. Dacă banca îți oferă, de exemplu, 100 de milioane, vei accepta? Nu cred. Cred că o să mă duc un pic mai sus. Mai sus. Deci... Dacă nu ne oferă banca 100 de milioane, n-acceptăm. Dar atenție mare, dacă noi vom elimina suma de 500 de milioane, o să primim mult mai puțin bani decât 100 de milioane. Deci e totul sau nimic în unele cazuri. Deci sper că acum, chiar acum, în rundele astea să mai am noroc. Da, trebuie să mai elimin sume mici. Mai avem sume mici, mai avem încă 4, 5, 6 sume mici. Hai să mai eliminăm sumele mici. Să eliminăm un dolar. Vezi că avem un dolar. Cum ar fi să câștigi decât un dolar? Olea, o să vedem ce se află atunci la numărul 2. 2. Numărul 2. Hai cu sumă mică, că e număr mic ăsta. Bun! 275.000. E bine. E bine. Bine. Ce e la numărul 11. 11, l-ai luat pe Di Maria, să-l vedem. 2 milioane jumate, e bine. O sumă destul de mică printre sumele mari. Încă 2 cutii, ai mers destul de bine până acum, în runda a treia. Ce se află la 1? Wow. Oh. Să fiți pregătiți aici cei din stafful meu cu medicul. Aici presim că e ceva bombă. Haide să vedem. Numărul 1. Un dolar! Nu se poate! Incredibil! Chemați medicul că-mi vine rău aici. Fabulos! Fabulos! Ce parcurs în runda a treia. Cred că banca plânge în momentul ăsta. Cred că banca plânge. Ai ales numere super ok. În runda asta mai avem o singură cutie până la finalul rundei, după care banca vine să ne facă o ofertă și cred că ne va oferi vreo 100 de milioane. Orice am deschide, chiar dacă deschidem cel mai mare număr, tot ne oferă 100 de milioane. Presimt asta. Ai ales un dolar care era cea mai mică sumă și atenție, în momentul de față mai sunt doar 4 sume mici pe panou. Ok, și mai pot să aleg o cutie acum, nu? O singură cutie în această rundă. Să fie cu noroc, cutia cu numărul 14. 14, wow! Am crezut că zici 13. E de obicei cu ghinion, dar hai să vedem la 14 ce se află. Dacă după ghinion urmează noroc, premiul cel mare, 500 de milioane la acest număr, dar putem, nu uita, avem cheia. Putem să-l aruncăm din nou în luptă pe ăsta de 500 de milioane și să ne folosim cheia. E premiul cel mare. Normal ar trebui eu, dacă aș fi aici concurent, eu aș folosi cheia și aș arunca din nou în luptă premiul cel mare. Da, cred că asta fac. N-are rost să mai folosești cheia mai încolo, că nu cred că ne vor mai oferi oportunitatea. Exact,
Deci... Hai să folosim cheia. Bun. Am avut noroc, deci o să alegem în continuare. Ultima cutie poate să fie tot numărul 14. Că acum s-au modificat cutiile, adică dacă la numărul 6, de exemplu, erau 300 de milioane, nu mai sunt la numărul 6 acele 300 de milioane. S-au amestecat din nou cutiile rămase și sumele s-au redistribuit. Dar la numărul 14, prin redistribuire, printr-o absurditate, poate să fie din nou 500 de milioane. Dar nu cred că vor fi, dar e decizia ta ce număr alegem. Mamă, atunci hai să fie cu noroc numărul 13, dacă tot Numărul ai 13. pomenit de... Deci dacă la numărul 13 sunt 500 de milioane, eu îmi dau demisia. Nu o să mai difuzăm nicio ediție din momentul ăsta la Hai Noroc, dacă la numărul 13 e Hai Ghinion. Cred că ne modificăm numele emisiunii. Hai să vedem numărul 13. Sper să fie o sumă mică și la numărul 13 se află... Bun, 50 de milioane. E bine, nu e 500. Wow, oferta băncii 68 de milioane. Dăm noroc sau nu dăm noroc? Nu dăm. Nu dăm noroc și mergem mai departe în runda a patra, unde vom deschide 3 cutii. Au mai rămas în momentul acesta în joc 8 cutii, plus cutia ta. 8 cutii. Da. Ok. Ce se află la numărul 19? 19, chiar sunt curios. Tu ai luat 9, 9 plus 10, 19, 1500 de dolari. O sumă mică. Super. Da, e bine, e bine. Foarte bine, mai avem doar 3 sume mici. Îți dai seama, dacă le eliminăm, e paradis. Ok, atunci. Mai am ceva de ales din intervalul de numere 20-26. 22 și 25. Ok. Să vedem ce e la 25. 25. Crăciunul e la 25 de obicei în luna decembrie și la noi 25 de milioane. L-au pus fix, adică 25-25 ne-au dat. Bun, dacă o luăm pe chestia asta ar trebui să fie la numărul 5 sau 15, un număr de 500 de milioane, dar nu mai avem numerele astea pe panou. În fine, mai avem o singură cutie de deschis în această rundă. În momentul acesta pe panou se mai află 3 sume mici și 4 sume mari. Patru sume. Numărul Da? Numărul? 12. Wow, 12. Ai evitat să zici 14. Lăsăm un pic deoparte. Eu zic că o să fie un număr mic la 14, dar e decizia ta. Deci o să deschidem imediat numărul 12 pe care l-ai spus. Vreau să spun că în momentul ăsta mai sunt 3 sume mici, 4 sume mari, dintre care două sunt sume foarte mari. 325 de milioane și 500 de milioane. Nu, 375 de milioane și 500 de milioane. E wow. Acele două sume. Hai, sperăm la numărul 12 să fie o sumă mică, da? Da. Hai cu numărul 12. Nu știu un jucător care să poarte tricou cu numărul 12, dar deschidem 12, 27 de milioane. Bine, e bine, e foarte bine. Banca vine cu o ofertă. Wow, ce ofertă! 112 milioane, 10 secunde să te gândești dacă dăm noroc sau nu. 112 milioane. E wow. 3. Zi repede. Ai, gata, nu batem pe mai să mergem până la capăt, dacă Nu tot. batem nimic, nu dăm noroc. Wow. 3 la 3 în momentul ăsta. 3 sume mici, 3 sume mari. Mai avem două cutii de deschis în această rundă, după care runda viitoare vom deschide o singură cutie. Suntem în runda a 5-a. Două cutii. Două cutii. Uf. Hai să vedem ce se află la 11. Nu-l mai avem. Ah, ok, 12, 22. 22 îl avem, îl deschidem. Da. Am emoții, am emoții, am emoții. 17.500. Excelent. Bine. Mai avem două sume mici. O singură cutie în această rundă. Numerele rămase sunt 6, 7, 14, 18. Ce decizie grea. Eu presim că la numărul 7 e o sumă mare.
presimt asta, dar nu știu dacă e. Eu zic că e sumă mare la 7 și la 9. La restul ar fi sume mici, dar n-am de unde să știu, doar deci, e părerea mea. Atunci hai să vedem ce se află la numărul 18. Wow, 18. Dacă aveai 18 ani, îți băga melodia aia. Am doar 18 ani, hai să vedem. Ești nebun și nu ai bani? Eu vreau să ai bani. Vreau să ai bani, dar nu aici, nu în cutia asta. Deci e perfectă melodia. Am doar 18 ani, sunt nebun, trăiesc și nu am bani. Adică eu numărul 18 nu am bani. Hai să fie sumă mică, corect? Super, da. Hai să vedem. Hai, Tudor Chirilă ne aduce astăzi suma de 1000. O extraordinar 1000. 1000, vine banca, 100, 186 de milioane, incredibilă, incredibilă ofertă, 186 de milioane. Acceptăm sau nu acceptăm? Mamă, la limit acum. Zi repede. Hai să vedem. Nu dăm noroc. Nu dăm noroc. Fabulos, fabulos. Ce final de emisiune avem. Ce dramatism incredibil. 186 de milioane refuzați de Mati astăzi la Hai Noroc. Wow. Ce emisiune, ce final. Mai avem în joc 375 de milioane, 500 de milioane, 5 milioane și 50 de mii. Wow. 4 cutii. Dintre care una este a ta, numărul tău, numărul 9. Dar la final de tot, dacă nu vei accepta nicio ofertă, vom mai rămâne cu numărul 9 și încă un număr. Și vei avea oportunitatea să-ți modifici numărul dacă vrei, la final de tot. Da? Ok. Deci, până acum, mai pot să aleg 4 cutii, nu? Doar 2 cutii mai poți să alegi. O cutie acum în runda 6-a și încă o cutie în runda 7-a, dacă ajungem acolo. Ok. Suntem în runda 6-a, o singură cutie. Decizie foarte grea. Numărul 6, 7 sau 14? 6, 7 sau 14? Da. Uite, aștept numărul să-l zici tu, după care zic ce aș fi ales eu. O să aleg 6. 6. Bun. Eu, sincer, aș fi ales numărul 14, că acolo a fost sumă mare de al trecută. Și dacă s-au reamestecat cutiile, zic că ar fi o sumă mică acolo. Ți-am zis de mult timp. Asta, dar tu ai ales 6. Eu cred că la 6 e suma roșie. Deci eu zic că la numărul 6 sunt 50.000. Oricum, la numărul 6 va fi o sumă care începe cu 5. Mi s-a transmis în cască că la numărul 6 e o sumă care începe cu 5. Hai să vedem dacă au dreptate băieții ăștia. 50 de mii? Deci 50 de mii? 5 milioane sau 500 de milioane? Ce se află la numărul 6? Wow, ce dramatism! Aș zice acum publicitate, dar nu dăm publicitate că suntem pe YouTube. Wow, numărul 6 îl deschidem acum și... Aaa, 500 de milioane, nu se poate! Nu se poate, incredibil! Banca ne oferă 112 milioane, atenție! Dăm noroc la 112 milioane, putem să câștigăm încă 375 de milioane. Asta ar fi premiul cel mare acum. Zi repede. Nu dăm noroc și mergem mai departe în ultima rundă. Wow. Banca ne-a făcut o ofertă bună data trecută, 180 ceva de milioane, acum doar 112 milioane. Din păcate am eliminat 500 de milioane. Ți-am zis că e o sumă care începe cu 5. Ți-am zis asta. Cred că la numărul 14. Cred că acolo e suma mică, dar nu vreau să te influențez. În momentul ăsta mai avem pe panou numărul 7 și numărul 14, pentru că numărul 9 l-ai ales tu. Ok, mai pot să aleg un singur număr? Un singur număr, suntem în runda 7-a, runda finală. Tu poți să selectezi acum 50 de milioane, 5 milioane sau 375 de milioane. Îți dai seama, dacă am ales 375 de milioane, ne-am dus. O să mai câștigăm doar 50 de mii sau 5 milioane. Și ne-a oferit 180 de milioane la un moment dat. Ok, o să aleg numărul 14. Numărul 14. Mergi pe intuiția mea, nu? Da. Eu ți-am zis, aici cred că sunt 5 milioane aici. Nu sunt nici 50 de mii. Și vei avea o alegere foarte grea. Deci dacă aici or să fie 5 milioane, mai rămâne în joc suma de 50 de mii și suma de 375 de milioane. Banca va veni cu o ofertă și cred că va veni cu o ofertă cam de 150 de milioane. Tu ce ai face dacă va veni cu o astfel de ofertă de 150 de milioane?
Ai dat noroc cu mine sau ai merge mai departe și să aflăm ce se află în cutia ta sau ți-ai schimbat cutia la final de tot? Deci dacă banca vine după ce deschidem noi cutia cu numărul 14 și să zicem că acolo nu sunt 370 de milioane și vine banca și zice, băi, noi îți dăm 150 de milioane. Îi accepți sau nu îi accepți? Că dacă nu îi accepți, poți să câștigi doar 50 de mii sau 375 de milioane. Ok, cred că voi accepta. Deci acum, că data... Da, data trecută ai refuzat și nu prea a fost bine, s-a supărat pe tine destinul. Da, hai să vedem. Deci la numărul 14 să fie suma aia de 5 milioane, să nu fie 375 de milioane ca să avem oportunitatea asta. Trebuie să fii pe fază că vom avea 15 secunde de gândire. Eu zic repede suma pe care ne oferă banca și zici dacă dăm noroc sau nu dăm noroc. Da? Ok. Bun, deci deschidem numărul 14. Dramatismul continuă la hai noroc și... Nu-mi vine să cred, 375 de milioane. Da. Asta a fost. Ne oferă 2 milioane banca. Putem să câștigem 5 milioane sau 50 de mii. Ce facem? Deci, mai spuneți rog o dată că putem câștiga. Puteam câștiga, că au expirat cele 15 secunde. Deci puteam câștiga 2 milioane dacă acceptam oferta, dar totodată acum vom câștiga 50 de mii sau 5 milioane. Deci într-o cutie se află 50 de mii, într-o cutie se află 50 de milioane. Mai sunt numerele 7 și numărul 9. Deci 7 și 9, ce alegem? Ai oportunitatea să-ți schimbi cutia. Tu aveai numărul 9, dar poți să alegi numărul 7 acum. Dacă nu ai încredere în numărul 9. La final de tot câștigi 50 de mii sau 5 milioane. Asta se transformă în bani pe FIFA. E o sumă mică, zic. Cred că 500 de milioane era super. Da. Păi aleg numărul 7. Wow, îți modifici numărul acum, la final de tot. Da. Ai văzut ce frumoasă e emisiunea asta. Cât dramatism. Ai avut la un moment dat 186 de milioane. Puteai să-i accepti, să pleci liniștit. Erau niște bani frumoși. Adică este valoarea lui Bellingham sau chiar a lui Kylian Mbappé din momentul acesta, din viața reală, cota de piață. Deci e ceva fabulos, 180 de milioane. Dar ai zis, hai la risc, mergem mai departe și uite că am ajuns în această situație, 50 de mii sau 5 milioane. Wow, ce se vor afla oare în, ce se va afla oare în cutia cu numărul 7? Vom afla după... nicio publicitate. Hai să deschidem numărul 7. Chiar sunt foarte curios cu ce sumă vei pleca astăzi de aici, de la noi, de la Lucky Show. Și te vei distra pe FIFA cu suma asta. Eu sper să fie 5 milioane, măcar să iei acolo niște skill boost-uri. Sunt bune și alea să le crești. Hai, deschidem 7, da? Da. Deci, deschidem cutia cu numărul 7. 50 de mii. Incredibil. Ce dramatism până la final, până în ultima clipă a fost dramatismul la Lucky Show. Astăzi a fost Unlucky Show. Din păcate, Mati pleacă cu doar 50.000 de dolari, după ce la un moment dat putea câștiga 186 de milioane. Ce frumos este jocul acesta. Fabulos. Din păcate, 50.000 doar. N-am fost noi deloc inspirați, dar la un moment dat am mers foarte bine. Eram prin runda 5-a, se speriase banca, plângea. Plângea banca, se speriase de noi. Cât de bine a jucat. Da. La urmă, norocul n-a ținut cu noi. Da. Dar a fost un joc frumos, asta contează și experiența contează mai mult decât suma câștigată în sine. Și pentru că ai participat astăzi alături de noi la Lucky Show, pentru toată România să știe acest lucru, pentru că Mati de bună voie și nesilit de nimeni a venit astăzi să se înscrie la emisiunea la Lucky Show, a câștigat o lună de Premium Market Guide. Tradus în bancnote, 50 de roni. Wow! Dacă îți transformam banii ăștia, erau 50.000 de dolari aici. Era mult mai mult. Dar hai să tăiem, 4 zerouri, să rămână 5 dolari. 5 ori cât e dolarul, 4 sau 5. Erau 25, într-un fel. Cam cât este abonamentul pe o lună la Premium Market. Deci, asta a fost destinul, să zicem. Da. Noi îți oferim Premium Market Guide pentru o lună plus tot ce s-a postat în Premium Market Guide până acum. Cum ți se pare acest premiu?
Foarte bun. Foarte bun. Bun, îți mulțumesc pentru prezență și sper să te bucuri de acest premiu. 50.000, așadar, astăzi la Lucky Show pentru Mati. Sper ca data viitoare, dacă vei mai participa la astfel de ediții speciale, să ai mult mai mult noroc și să fii lucky. Super! A fost o ediție fabuloasă. Vă așteptăm și pe dumneavoastră, cei de acasă, la casting, să participați și să jucați împreună cu mine Lucky Show sau Hai Noroc. Să dăm noroc când trebuie, nu la final de tot, că atunci e prea târziu. V-am pupat, seară frumoasă și să vă distrați. Să aveți bani și să investiți în primul rând în voi. Că asta e cel mai important. La revedere! La revedere!